Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou vlog. Mergem la meciul Rapid Botoșan. Se anunță un meci interesant, fiind primul meci oficial de pe noua arenă din Giulești. Sunt la semafor, mă îndrept către stadion. E liber, e sâmbătă. E bine, mai puțin și ajung și sunt curios să vedem ce atmosferă va fi la primul meci oficial. Acel amical a fost superb. Mai ales că din ce am văzut eu, stadionul este aproape plin. Deci mă aștept la o nebunie totală. Ne revedem cu faze de la stadion. Vede un scor, zi un scor. 1-0 Rapid. 1-0 Rapid. Ia uzi, țineți minte, 1-0 Rapid. E, și hai să intrăm acum, o să așteptăm puțin. Hai că am trecut repede de control. Problema e următoare, s-ar putea să înceapă ploaia. Salut. E anunțată puțină ploaie, aici sunt băieții care urmează să intre pe stadion. Sper să nu plouă rău și să nu vin așa dintr-o parte, că atunci e încurcată treaba, dar aia, am venit, stăm până la capăt, indiferent de ploaie și de vânt, noi suntem aici la Rapid. Ei, și am intrat pe stadion, ai puțin și ce pe meciul. Hai să dau un pronostic, așa, eu zic 2-1 Rapid. Alex, tu cum zici că suntem Rapid? 2-1 pentru Rapid. Eu, la fel am zis. Amândoi am zis 2-1 Rapid, când zici că suntem Rapid? 1-0. 1-0. Hai să vedem. Deci toți mergem pe victoria Rapidului. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Antrenorul nostru, Adrian Nutu. Numărul 31 în partea noastră, Horatiu Moldova. Îmi place Moldova. Și a început meciul. Primul meci oficial jucat de Rapid pe noua arenă. Thank you.
senzațional aici în Giulești. E 1-0, rândul 22, e corner pentru Rapid, au avut ocazie mare de a face 2-0. Hai să vedem acum la cornerul ăsta. Frumoasă, a avut ocazii multe. Putea fi 2-0 lejer. Echipele intră acum pe teren. Haideți să vedem repriza secundă. I-am zis 2-1. E 1-0. Suntem în carta. Dar rămâne de văzut dacă Rapidul se menține în formă și reușește. Titorul are nevoie de 3 puncte. Acum să vedem ceva. Bine. Hai să vedem, a început bine Botoșan de prima secundă. Dacă merge tot așa, cred că egalează, că e curcat în treabă.
Botoșani. Acesta a fost vlogul de pe Arena din Giulești. Rapid învinge cu 3-0 Botoșani. Tocmai ce am terminat clipul de fapt de editat, observa că nu am outro. Am uitat aseară să-l fac. Rapid câștigă. Mâine mergem, de fapt astăzi, că e duminică, facem vlog la FCSB cu Universitatea Craiova. Eu vă aștept cu un like dacă v-a plăcut și vreți astfel de vloguri de la stadion. Ea a fost X-Break, că nu te-ați dat un subscribe, să mi-i faci clopoțelul, să dați un like acestui vlog. Până data viitoare, toate cele bune. Pe curând!